stați un pic să bat și eu un zi, să încep activitatea. Când am început activitatea? Poate să începe, doamnă, domnul, 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 l-am rugat să scoată grătarul afară, că voi uita să murdar pe mâini, nu puteam să scot eu. Și eu venit, n-am scos decât grătarul afară. Șoțul pe el este costumat. Se murdărea, se murdărea. Uitați-vă că ia venit să vedeți și mizerie pe grătar. Veniți să vedeți și mizerie, spus. E șorțul meu. E șorțul meu ăla, uitați. Murdar pe mâini să-l luat, l-am rugat să-l scoată ăla. Dumneavoastră sunteți angajat? Cum o să fiu angajat? Dar era și la mici. Comercianții fără formă legală de muncă au încercat să se sustragă controlului, refuzând să prezinte actele solicitate de către inspectorii de muncă. Vreau să-mi prezentați un document. Trebuie să vă legitimați. Nu, că eu am venit în piață. Domnul Giandar, să nu plec că nu e angajată bine. Zici eu rog să să vă legitimați. Domnul frumos, mergeți la treabă dumneavoastră. Dar nu fură, doamna, dar... Doamna, vă rugăm o zi. Dar nu stau, eu am venit să pun vă și au vorbit și mei. Nu trebuie să ne vor complica situația. Vă spuneți cum vă numiți dumneavoastră. Doamnă, mergem la mașină, vă duc la secția de poliție și vă identific atunci. Dacă nu vreți să vă dați că nu e angajată femeia, domnule, și veni și o să ajută. Vă rog să mergeți la mașină. Te lămuriși? Te lămuriși, da. Vând droguri. Pistoale, armament, ce dracu văd tot? Hai bă, ce vând de aceea? Păi luați-l la rând acolo, arestați-l doamne pe tot. Vânde droguri, pistoale, ce vând? Hai bă, înregistrează, da! Controlul de astăzi a avut ca principal obiect verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile codului muncii. Respectiv, în principal, de a identifica posibile cazuri de muncă nedeclarată. Am identificat deja, acțiunea este în desfășurare, inspectorii ITM Mehedinți continuă verificări la toți agenții economici din zonă. Până acum deja a fost identificate un număr de 3 angajatori care practică munca fără forme legale, urmând ca până la finalul acțiunii să putem trage o concluzie dacă se vor întâlni cazuri mai numeroase. Declarațiile completate de către angajați pe propria răspundere vor fi confruntate cu baza de date a Inspectoratului Teritorial de Muncă Mehedinți, urmând ca în funcție de concluzii să fie stabilite sancțiunile aplicate.